În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, duminica trecută, vorbindu-vă despre îndoiala lui Toma asupra învierii lui Iisus, l-am pus în paralelă cu sfintele femei mironosițe, care nu puseseră această înviere la îndoială. Le-am citat pe femeile mironosițe, care în acea duminică dinspre dimineață, cu miresme pregătite, s-au dus la mormântul lui Iisus pentru ca să-L ungă și să-L tămâieze după rânduială. Și acolo, vă amintiți, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, i-a lângă ea pe Îngerul Domnului, care le-a spus că Iisus înviase și că nu mai este acolo. Pline de spaimă divină și de bucurie, au alergat să-i vestească pe ucenici, dar în cale însuși Iisus li s-a arătat lor, primilor ființe umenești care l-au văzut de după înviere și le-a salutat cu salutarea bucurați-vă. Vă spuneam atunci că atunci când Domnul i-a spus lui Toma, pentru că ai văzut, Toma, ai crezut, fericiți sunt cei ce au crezut fără să fi văzut, într-un fel mă refeream la sfintele femei mironosițe, dar nu întregime, pentru că și ele îl văzuseră pe Domnul Iisus Hristos. Numai că, spre deosebire de sfinții apostoli, cel puțin de Petru și de Ioan, ele nu complicaseră problema, nu își puseseră la îndoială, nu se întrebaseră de ce sunt giurgiurile și nu este și Iisus, unde este Iisus dacă nu sunt giurgiurile, așa cum Toma va complica problema mai târziu, cerând experimentul simțului tactil pentru ca să se convingă că Iisus cel înviat este una și aceeași persoană cu Iisus cel mort și îngropat. Credința lor a fost simplă, deschisă, a fost o credință a iubirii, pentru că ele iubeau pe Iisus cu iubirea aceea duhovnicească pe care numai femeia plină de devoțiune dumnezească poate să-i ofere cuiva. Așadar, credința lor nu era cea a celor care, ca noastră, care credem fără să fie văzut, ci a celor ce văzuseră și crezuseră de îndată, fără niciun fel de îndoială. Duminica de astăzi le este închinată lor, sfintelor femei mironosițe, și li se spune așa, mironosițe sau mirofore, pentru că erau purtătoare de miruri. Mirurile erau niște uleiuri scumpe din răsărit, amestecate cu mirodenii, lângă care se găsea tămâia și cu care femeile obișnuiau să-și ungă și să-și tămâieze morții. Iubiții mei, din Sfintele Evanghelie cunoaștem numele acestor femei, dar nu pe toate, numai o parte dintre ele. Ele trebuie să fi fost în număr de 7, 8 sau 10, poate și mai multe, apăruseră în Galileea în timp ce Iisus se găsea acolo și pe semne că însoțite în mare măsură și de Sfânta Fecioară Maria, se dedicaseră lui Iisus și Sfinților Apostoli spre a le sluji, pentru ca aceștia să nu fie împovărați de grijile mărunte ale zilei cu care toți suntem împovărați, să gătești, să speli vasele, să-ți aprovizionezi, să te aduci alimente, să speli și așa mai departe, toate aceste servicii de gospodine, de casnice, și le asumaseră aceste sfinte femei care veniseră împreună cu Iisus și cu apostolii tocmai din Galileea către Iudeea. Numele cel mai cunoscut dintre ele era Sfânta Maria Magdalena, devenită mai târziu sfântă, o celebră femeie păcătoasă desfrânată pe care Iisus a convertit-o la puritate, la devoțiune, la credință, la iubire dumnezeiască, și care și-a transformat cu desăvârșire ființa din femeia stricată de altădată, a devenit femeia curată și la suflet și la trup, și a stat aproape lui Iisus cu acea devoțiune sfântă pe care numai o persoană căreia i s-a iertat mult poate să o aibă împletită cu iubirea. Despre Maria Magdalena voi mai vorbi ceva mai la vale. Mai cunoaștem o Marie și trebuie să o reținem, era soția lui Cleopa și era mama a 4 fii, dintre care cunoaștem numele a 2 dintre ei din Sfintele Evanghelii,
era mama lui Iacob și a lui Iosif. Acest Iacob se numește și Iacob cel Mic. Nu făcea parte din cei 12 apostoli, dar el mai târziu a fost primul episcop al Ierusalimului și a prezidat sinodul apostolic în calitate de apostol de la Ierusalim din anul 50. După sfânta tradiție, cunoștim că această Marie a lui Cleopa era vară primară cu Maica Domnului. Așadar, fiii ei erau verni de al doilea cu Iisus. De aceea lui Iacob cel Mic îi se spunea și fratele Domnului, iar celor trei frați ai săi le spunea frații Domnului, și aceasta de o pricină foarte simplă de natură filologică. Limba ebraică nu avea decât un singur cuvânt pentru frate, dar prin frate se putea înțelege și văr primar și văr de al doilea și orice fel de rudă apropiată. În același sens este folosit și în limba greacă. Așadar, departe de noi gândul să credem, așa cum cred unii sectanți și eretici, că Iisus ar fi avut frați, adică Maica Domnului ar fi avut și alți copii în afară de Iisus. Nu, cunoaștem cu certitudine, noi aceștia care ne pricepem, că am învățat ceva carte, care nu cunoaștem chiar lăutărește după ureche, care am studiat niște limbi străine și ne-am petrecut viața și ne-am tocit coatele pe băncile școlilor și universităților, știm mai mult decât oamenii aceștia simpli veniți de oareunde ca să ne batjocorească tot ceea ce avem noi mai sfânt. Așadar, această Maria, verișoara a Maicii Domnului, era mama fraților Domnului, care erau rudele lui apropiate și, practic, veri secunzi sau veri al doilea. Avea motive, deși în calitate de rudenie, să-L însoțească pe Iisus, singură sau împreună cu câțiva din copiii ei. Mai cunoaștem pe două femei, și anume, una se chema Salomea și o alta se numea Suzana. Mai cunoaștem pe o Ioana, care era soția unui oarecare Huza, demnitar la curtea regelui Ierod. Ei bine, parte din aceste femei suferiseră de boli îngrozitoare, în special de demonizări. Iisus le vindecase și, în semn de recunoștință, îl urmau pe el și pe apostolii săi pentru ca să le slujească. Nu erau femei sărace, erau femei cu dare de mână, dacă nu chiar bogate, pentru că ni se spune în Sfintele Evanghelie că ele le slujeau apostolilor din avutul lor, adică cu banii lor cumpărau și alimentele și cele de trebuință pentru traiul omenesc de zi cu zi al soborului apostolic. Ei bine, toate aceste femei urcaseră cu Iisus din Galileea către Ierusalim și le întâlnim de-a lungul drumului, dar le întâlnim mai cu seamă cu prilejul patimilor Domnului. Vă spuneam și altădată că atunci când a venit ceasul greu pentru Mântuitorul Hristos, acela al arestării sale în grădina Ghetsemanii, bărbații ucenicii s-au speriat, le-a fost frică și au fugit în noapte, lăsându-l singur. Și cu excepția apostolului Ioan, care avea o rudă la curtea arhiereului și putea să se strecoare mai ușor, nimeni nu a fost de față la suferințele lui Iisus. Ele, sfintele femei, în frunte cu Maica Domnului, au fost de față și l-au plâns. L-au însoțit pe drumul crucii, au fost de față pe Golgota la răstignirea lui, au lăcrămat și l-au plâns împreună cu Maica Domnului. Iar apoi, vineri seara, când trupul trebuia coborât pe cruce și așezat în mormânt, ele nu au avut voie să se apropie de Iisus și să-i ungă trupul cu miresme după rânduiala pe care o au femeile credincioase și evlavioase. Rolul acesta și l-a asumat Iosif din Arimateea, prietenul de taină al Domnului Iisus, care obținuse prin influență de la Pilat trupul lui Iisus pe care l-a coborât de pe cruce și pe care l-a așezat în mormânt, după ce mai întâi l-a înfășurat în giulgiuri îmbibate cu miresme. Iar ni se spune în Evanghelie că femeile ședeau departe la o oarecare distanță
și priveau cum Iisus era așezat în mormânt. Așa se explică faptul că ele au mers la mormânt și acolo s-a petrecut ceea ce v-am spus că s-a petrecut cu învierea Domnului. Biserica le păstrează o recunoștință și le dă drept model pentru toate femeile creștine din lume. Indiferent dacă o femeie a fost virtuoasă sau păcătoasă. Aici este marea, uriașa putere de convertire a bisericii ca să facă dintr-un tâlhar cel de pe cruce deschizătorul raiului și să facă dintr-o prostituată o sfântă asemenea Mariei Magdalena. Nici o altă religie din lume nu are această putere de transfigurare a omului. Este suficient ca cuiva să-i pară rău, să-și recunoască păcatul și să-i pară rău, pentru ca el dintr-o dată să devină un altul, să devină un om nou. Nu doar prin botez, ci prin ceea ce desăvârșește botezul, adică prin pocăință. Istoria bisericii este plină de asemenea păcătoși care s-au convertit și au devenit sfinți. Nu toți oamenii s-au născut și au crescut sfinți, așa cum a fost Ioan Botezătorul. Foarte, foarte mulți s-au născut și au crescut păcătoși pentru ca prin viața de după aceea să devină sfinți, asemenea unei alte femei celebre de mai târziu, Sfânta Maria Egipteanca, pe care noi, Biserica, o sărbătorim în ultima duminică din Postul Mare. Ei bine, acestea au fost sfintele femei altfel obișnuite în viața socială. Erau mame de copii, erau soții devotate. Și ele sunt așezate ca model și ca exemplu pentru toate femeile creștine din lume. Iisus Hristos este acela care a repus femeia în demnitatea ei, întâi și întâi prin Sfânta sa Maică și apoi prin aceste femei mironosițe, pentru ca Pavel să legifereze egalitatea desăvârșită dintre bărbat și femeie, spunând că de acum prin Iisus Hristos nu mai există nici rob și nici liber, nici iudeu și nici elin, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunt una în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cunoaște psalmul întâi care începe: fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Și Sfinții Părinți comentează: să nu creadă cineva că să spune că doar bărbatul este fericit. Nu este pusă și femeia, pentru că femeia este una cu bărbatul în concepția Vechiului și a Noului Testament. Și să nu uităm un lucru, că prin Sfânta Taina Căsătoriei ni se spune că de aceea va părăsi omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și cei doi vor fi un trup. Așadar, prin Sfânta Taina Căsătoriei, ei sunt un singur trup. Nu mai sunt bărbat și femeie decât, să zicem, ca sex. Dar din punct de vedere duhovnicesc, sunt două persoane împletite în una singură. Aci este, repet, demnitatea femeilor, iar așa numite mișcări feministe din vremea noastră nu fac altceva decât să forțeze niște uși deschise, pretinzând că în biserică și în societate femeile nu ar avea aceleași drepturi cu bărbați. Poate drepturi sociale, poate drepturi civile la noi sunt încă de multă vreme, femeile au drept de vot, au dreptul de a munci, dar fiecare sex în parte păstrându-și specificul cu care Dumnezeu l-a înzestrat și păstrându-și menirea cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Iar femeia, prin excelență, este rânduită de Dumnezeu să devină soție și mamă. Este misiunea ei sfântă de la bun început. Să nu uităm că toate tainele din cele 7, 6 au fost întemeiate de însuși Mântuitorul Hristos, în afară de taina căsătoriei care a fost instituită de însuși Dumnezeu Tatăl prin Adam și Eva, binecuvântându-i și cerându-le să stăpânească pământul și să se înmulțească. Aceasta este taina pe care la nunta din Cana Galilei Domnul Iisus a binecuvântat-o, a întărit-o, a pecetluit-o
dar ea există încă de la începutul lumii, așadar soție și mamă. Ce lucru sfânt este ca să poți fi mamă? Și știm toți, femei sau bărbați, că dacă ne gândim o viață întreagă la ceva cu duioșie, ne gândim la mamele noastre, care ne-au născut, care ne-au crescut, mama care veghează la căpătul copilului de îndată ce simte care puțină febră, mama care își ia de la gura ei dacă e săracă pentru ca să-i dea copilului să mănânce, mama care suferă pentru copilul ei și care este fericită atunci când copilul ei e bun, cu minte, învață bine și se realizează în societate. Orice mamă are bucurii și are dureri, dar aceasta este noblețea adevărată a vieții ei. De aceea, iubiți creștini, dacă există pe data de 8 martie o zi internațională a femeii, pe care noi o sărbătorim după tradiție la oaltul cu celelalte popoare ale lumii, îmi place să cred că ziua femeii, din punct de vedere creștin-ortodox, este astăzi, la Duminica Mironosiților. Poate că nu vom găsi niciodată cuvinte suficiente să le lăudăm pe mamele care de-a lungul istoriei au crescut copiii în frica lui Dumnezeu sau cel puțin în respectul față de societate și în dragoste față de patria lor. Chiar în afara bisericii cunoaștem din istoria romanilor despre celebra Cornelia, mama grahilor, o nobilă romană, bogată, mama a doi copii și care a mers la o reunie de doamne bogate, nobile, și toate aveau bijuterii, cununi, diademe pe frunte, brățări, inele, cercei, salbe. Iar ea era îmbrăcată simplă și a întrebat-o cineva, dar unde sunt, că știm că ai bijuterii, bijuteriile tale unde sunt? Și ea și-a adus pe cei doi copii în față și a spus, iată, aceștia sunt bijuteriile mele. Au devenit bărbați de seamă ai statului roman. Iată un exemplu din istoria romanilor. Îmi vine în minte un exemplu de cinstire a mamei. Mitropolitul Iacob Stamate era originar din Ardeal, și anume de la Gledin, din județul Bistrița Năsăud, de unde a răsărit și cu viusul Pahomie, viitor episcop al Romanului. Ei bine, la un moment dat, Iacob Stamate a ajuns mitropolitul Moldovei. Mitropolitul era al doilea după domnitor, după voievod. Și găsindu-se la masă într-o zi de sărbătoare cu boierii divanului, i s-a dus la cunoștință că la poartă a sosit mama lui din Ardeal, care veni să-și vadă fiul, o țărancă, cu opinci și cu costumul de țărancă. Și el s-a ridicat și a întâmpinat mama și a poruncit să-i se aducă un scaun în dreapta lui, în fruntea tuturor boierilor și membrilor divanului. El, mitropolitul slăvit, și-a cinstit mama așezându-o la masă în locul de cinste pe ea obiată țărancă. Atunci, ea nu era o simplă țărancă, era o împărăteasă, era o mare doamnă, înaintea tuturor boierilor Moldovei. Iată deci cum conștiința fiecăruia ține să-și cinstească mama. Aș vrea să adresez un îndemn părintesc către actualele mame și către viitoarele mame, să-și crească frumos copiii și să iubească pentru ca și ei la rândul lor să-L iubească. Și chiar dacă vor fi copii denaturați și nerecunoscători, să nu-i blesteme și să nu-i urască, pentru că o mamă adevărată nu-și poate urâ copilul nici atunci când el devine un nemernic. Pentru ea, tot copilul ei rămâne. Am citit undeva o istorioară că la un moment dat feciorul unei femei se însurase și că nora nu o suporta pe soacra, așa cum se întâmplă destul de des în familiile noastre. Și atât de mult s-a ținut tânăra nevastă de capul bărbatului ca să scape de soacră, încât el și-a ucis mama.
și i-a scos inima și s-a dus undeva noaptea să o îngroape. Și atunci noaptea s-a împiedicat de ceva și a căzut și a auzit un glas care îi șoptea: te-ai lovit, mama? Te doare? Era inima mamei care îi vorbea și care chiar așa, înjuiată de propriul ei fiu, tresărea de spaimă că fiul ei ar fi suferit vreo vătămare. Sunt nobilele sentimente la care ne îndeamnă biserica și istoria noastră. Dar, iubiții mei, mă întorc acum la Maria Magdalena și la Sfintele Femei Mironosițe. Ni se spune în Sfintele Evanghelie că Iisus la un moment dat se găsea într-o casă la o gazdă și era invitat la masă. Și în timp ce ședea la masă, s-a ivit o femeie cu un alabastru plin cu mir de nard, adică mir de mare preț. Și apropiindu-se de Iisus, i-a uns pletele, părul, și i-a uns picioarele și plângând le-a șters cu părul capului ei. Și gazda s-a gândit, dacă acesta ar fi profet, ar ști cine este femeia care se atinge de el, pentru că femeia era cunoscută drept o stricată, o păcătoasă. Iar Iisus n-a zis nimic. În acest timp, ucenicii cârteau și spuneau: iată ce risipă face această femeie. Acest mir de mare preț putea să fie vândut cu 300 de dinari și banii aceștia dați celor săraci. Și Iisus, citind gândul și al gazdei și al ucenicilor, le-a spus așa, vorbesc în sinteză: iată, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele, iar ea, cu mir, mi-a spălat picioarele și a șters cu părul capului ei. Am intrat în casa ta și părul nu mi l-ai uns, iar ea mi l-a uns. Ce crezi tu? Să spun un lucru. Era un om care avea doi datornici. Unul îi datora 500 de dinari și altul numai 50 de dinari. Și la un moment dat le-a iertat datoria la amândoi. Ei bine, care din cei doi crezi tu că îl va iubi mai mult pe acel om? Și a răspuns: bineînțeles, cel căruia i-a iertat mai mult. Păi vezi, așa este. Această femeie iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Iar cui i se iartă mult, iubește mult. Iubiții mei, este un îndemn pentru cei păcătoși să nu dispere, pentru că pot să se răscumpere prin iubire. Iubirea este prețul cu care Dumnezeu iartă păcatele. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Dar mai e ceva. Iisus i-a mustrat pe ucenicii săi spunându-le să nu-i faceți acestei femei niciun fel de supărare, pentru că ea, dacă a făcut aceasta, a făcut-o spre îngroparea mea. Și adevăr vă spun vouă că ori de câte ori se va vesti Evanghelia în lumea aceasta, se va vorbi și despre ceea ce a făcut astăzi această femeie. Iubiții mei, aceasta se petrecea în preajma patimilor lui Iisus. Prin inspirație dumnezeiască, această fostă păcătoasă, pocăită și iertată, a intuit că Iisus nu va avea parte de ritualul înmormântării la care are dreptul orice muritor. A fost simplu și repede și la care femeile au fost doar martore, așa cum v-am amintit puțin mai înainte. Această femeie a prefigurat moartea și mormântarea lui Iisus
și i-a uns trupul cu mirul de mare preț, ca pe al lui mort, deși el încă nu murise. Este o faptă extraordinară, menită să rămână ca un gest de mare noblețe și de mare sfințenie în istoria universală a femeilor. Nu se poate ceva mai emoționant, mai înălțător, mai măreț. N-are importanță dacă această femeie a fost Maria Magdalena sau o alta dintre ele, nu știm, cu foarte multă precizie. Dacă a fost Maria Magdalena, nu în zadar ei i s-a arătat mai întâi Iisus după înviere. Iar dacă a fost o alta, s-a numărat printre sfintele femei fără îndoială care l-au văzut pe Iisus înviat. De aceea, gestul lor de a merge dimineața la mormânt ca să îl întămâieze este semnificativ și emoționant pentru toată istoria noastră, iubiții mei. În opinia mea, femeia are și poate să aibă foarte multe virtuți, dar este una care nu se trâmbițează, este una intimă, una delicată, aproape tăcută, aceea a femeii care merge la cimitir să-și tămâieze morți. Aceasta se întâmplă pretutindeni, se întâmplă și la țară, se întâmplă și la oraș. Puțini sunt bărbații care merg la cimitir să facă acest ritual. Femeile cu sensibilitatea lor sunt acelea care merg la mormânt și curăță mormântul și pun flori și udă florile și aprind o lumânare și aprind o cățuie cu tămâie și pun un bob de rugăciune pentru ca totul să fie frumos și împlinit și se întorc acasă mulțumite, iar când sunt zilele anume rânuite pentru plângerea morților, merg și plâng. Mi-amintesc de satul meu natal, că de îndată după cântarea prohodului și terminarea deniei, toate femeile, fiecare la mormântul sau mormintele ei, își jeleau morții într-o muzică extraordinară, înălțătoare. Prin ce mi se pare aceasta? Prin faptul că morții de obicei sunt dați uitării, cu excepția personalităților celebre care intră în cărți și în amintirea colectivă, oamenii de obște sunt uitați. Gândiți-vă, ne cunoaștem părinții, poate cumva ne cunoaștem bunicii și în cel mai fericit caz ne cunoaștem străbunicii. Dincolo de aceștia nu îi mai știm și nu îi mai amintim. Dar biserica, atunci când pomenește numele unui mort al cărui nume este știut, adaugă cu tot neamul lui ce a dormit. Însemnează toți înaintașii lui care au fost uitați și care se pomenesc prin el, aceia ale căror oseminte s-au descompus ele de mai multă vreme și care au devenit țărână. Femeile sunt acelea care păstrează vie amintirea dintre generații. Și să nu uităm că amintirea este istorie, este rememorarea în actualitate a faptelor care s-au petrecut mai înainte. Femeile mironosițe de astăzi și dintotdeauna, cele care merg și tămâiază morții, sunt cele care ne fac legătura cu istoria și ne obligă să nu o uităm. Sunt prea multe îndemnuri la uitare care se fac astăzi, prin modernism și postmodernism și prin toate năzbâtele care ne vin de oriunde, pentru ca să nu dau un semnal de alarmă și eu de pe locul meu și să vă îndemn pe toți, iubiții mei, nu vă uitați istoria, pentru că neamul care își uită trecutul își ratează prezentul și nu își merită viitorul. Și cel puțin prin aceste lacrimi și prin aceste flori pe care femeile le duc la mormânt, preluând ștafeta mironosiților de demult, prin ele poporul român își menține legătura intimă cu istoria, cu trecutul și cu viitorul, care este veriga de aur dintre generații și care garantează perpetuitatea și veșnicia unui neam. Și să nu uităm că deasupra femeilor mironosițe
și deasupra apostolilor și deasupra sfinților și deasupra îngerilor și arhanghelilor, este femeia prin excelență, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu. Ea este și rămâne modelul nostru suprem de iubire, devoțiune și dăruire. Sfânta Fecioară Maria nu se găsea printre sfintele femei să meargă la mormânt să tămâieze mortul. V-ați întrebat odată de ce? Pentru că ea știa că Iisus înviase. Singura ființă care în chip nevăzut a fost martora învierii. Ea știa că mormântul e gol și că mortul nu mai este acolo și că nu mai este nevoie de niciun fel de tămâiere și de miresm. Ea este, repet, femeia prin excelență, rugătoarea noastră a tuturor, pe ea să o cinstim, biserică însuflețită și rai cuvântător. Amin.